La fiecare video pe care îl postez, care are legătură cu fetele, primesc comentarii de genul: nu o să mă placă fetele niciodată, pentru că fetele sunt panarame, profitoare, se uită numai după oameni cu bani, sau orice altă insultă. Cred că o mare parte din problemă este că demonizez fetele prea mult și ai o impresie greșită despre ele, fapt care te împiedică să acționezi înspre a le face să te placă. Astăzi vreau să vorbim despre 5 presupoziții greșite pe care s-ar putea să le ai despre fete care te împiedică să îți faci în sfârșit o iubită. Hai să îi dăm drumul. Prima presupoziție greșită pe care o ai despre fete este că trebuie să fii frumos ca să ai gagică. Știu și am cunoscut multe cupluri în care fata era zeiță și băiatul arăta de zici că juca vreun orc din Stăpânul Inelelor. Poate te întreb, și eu m-am întrebat cum de e posibil, pentru că mai rar vezi băieți care la aspect arată de 9 sau 10, care stau cu fete care arată de 5 sau 6. E bine, explicația e în felul următor. Pentru băieți e mult mai important cum arată o fată decât este pentru fete cum arată un băiat. Noi băieții suntem excitați foarte ușor de ce vedem, ele sunt de ce simt. De asta fetele te judecă mai degrabă după felul în care le faci să se simtă. Nu spun că nu contează deloc cum arăți, contează, însă nu atât de mult cât ai credea, iar tu poți folosi asta ca pe un avantaj dacă nu ai trăsături din naștere extraordinar. E important să fii curat, să fii îngrijit, să fii țipl atunci când ieși pe ușă, dar faptul că ai un nas mare nu este o scuză pentru care nu ai iubită. Scoateți chestia asta din cap. A doua presupoziție greșită pe care o ai despre fete este că trebuie să ai bani mulți ca să te placă. Acum vine întrebarea, te ajută banii să fii mai atractiv în ochii fetelor? Normal, de ce ar fi asta o problemă? Dacă tu ai fi fată și ai avea opțiunea să alegi dintre doi băieți, ambii la fel, exact la fel, același om, același caracter, îi iubești pe amândoi la fel, numai că unul are mai mulți bani decât celălalt, pe cine ai alege? Normal că l-ai alege pe ăla care are mai mulți bani. De ce? Pentru că poți să-ți construiești un viitor cu el, poate să întrețină mai bine viitorii copii. Deci problema nu este dacă fetelor le pasă dacă ai bani sau nu. Problema cu adevărat importantă este atunci când este cel mai important pentru ea dacă ai bani sau nu. Atunci când te judecă exclusiv pentru câți bani ai și dacă ar avea oportunitatea să se bage cu un băiat care are și mai mulți bani decât tine, s-ar duce imediat la el. Deci dacă până acum ai dat de fete care pentru ele cel mai important era bani și nimic altceva, e bine, înseamnă că te-ai uitat la fetele greșite. Nu vrei să ai niciun fel de relație intimă cu genul ăsta de fete, iar dacă ție ți se par atractive, înseamnă că problema e la tine, nu la ele. A treia presupoziție greșită este că nu mai găsești fete loiale în ziua de azi, domn. Băieții, adolescenții nu realizează cât de important este pentru ei la vârsta asta să fie atractiv în ochii fetelor. Iar eu văd argumentul ăsta că nu mai există fete loiale ca pe o scuză pentru incapacitatea lor de a fi atractivi în ochii fetelor. Există fete loiale, le-am văzut, le-am întâlnit. Majoritatea cred că sunt loiale. Într-adevăr, există și excepții, dar fiecare pom are stricăciunile lui. Să nu vrei să ai relații serioase cu fetele pentru că îți e frică că vei fi înșelat, este ca și cum n-ai ieșit iarna afară pentru că ți-e frică că îți va cădea un țurțur în cap. Deci asta nu e o scuză pentru care tu nu ai iubită. A patra presupoziție greșită este că fetele vor nesimțiți. Un lucru e sigur, fetele nu vor niște papă lapte care se lasă controlați și manipulați. Și în general, nesimțiții, golanii, au o tărie de caracter care îi împiedică să fie manipulați și controlați. Dar asta nu înseamnă că tu nu poți să ai acea tărie de caracter necesară ca fetele să te placă fără să fii nesimțit sau golan. Poți să fii încrezător în forțele proprii, poți să ai o prestanță, poți să ai o prezență puternică atunci când ești într-o încăpere fără să fii golan sau băiat rău. Poți să ai acea încredere de sine și să lucrezi la ea fără dezavantajele care vin la pachet cu golăneala. Și în final, a cincea presupoziție greșită pe care probabil o ai despre fete este că toate sunt la fel. Pe principiul vulpea care n-ajunge la struguri zice că sacri, eu cred că băieții care gândesc așa, fie nu au fost plăcuți niciodată în viața lor de o fată, fie au fost răniți într-o relație cu o fată. Deci dacă crezi că toate sunt la fel, nu toate fetele sunt problema, tu ești problema. Problema e la tine, ai devenit acaparat de resentimente, de ură față de ceva care nu te acceptă. Iar în loc să afli de ce nu te acceptă și să încerci să corectezi asta, tu acuzi acel ceva pentru că nu te acceptă așa cum ești. Și foarte mulți spun că, dacă mă iubește cu adevărat, trebuie să mă accepte așa cum sunt. Eu cred că ar trebui să accepte părțile din tine pe care tu nu le poți schimba, nu le poți îmbunătăți. Însă dacă sunt părți la tine pe care le poți îmbunătăți și ai deveni mai atractiv făcând asta,
fă-o. N-ar trebui să te accepte nicio fată dacă nu ești curat, dacă nu ai grijă de corpul tău, dacă nu ai aspirații, dacă nu ai o personalitate cu care poți să rezonezi. Nicio fată n-ar trebui să-ți accepte defectele și să te accepte pe tine așa cum ești, pentru că tu ești prea leneș ca să evoluezi. Așadar, încetează să fii leneș și încetează să blamezi pe altcineva atunci când știi că e vina ta. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să lăsați un like și, bineînțeles, un follow la Edi-Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să mai adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, puteți avea acces la serverul nostru de Discord, Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să ajutăm adolescenții care au probleme personale în viața de zi cu zi. Te poți alătura canalului pentru a avea acces la serverul de Discord și, acestea fiind spuse, eu am fost Edi-Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!